Iubirea față de semeni, față de patrie, reprezintă sau ar trebui să reprezinte un deziderat, unul pe care mulți politicieni și nu numai l-au cam abandonat. Uneori vorbele sunt în van, deși sunt pompoase și împrumutate de la celebri scriitori, dar nu și asumate, astfel că faptele sunt cele care ar trebui să primeze. Puțini politicieni mai sunt cei care își asumă o baie de mulțime, care au curajul de a sta față în față cu poporul, mâniat uneori pentru deciziile luate de către mai mari țări. George Simion, prin simplitatea, dar și complexitatea sa, prin asumarea de care dă dovadă, reușește să fie apreciat de către oameni. Zilele trecute, președintele Alianței pentru Unirea Românilor s-a aflat în județul Hunedoara și a fost surprins în mijlocul oamenilor, ascultându-le parte dintre problemele cu care aceștia se confruntă zi de zi. Într-o țară bogată eu nu vreau să-mi văd românii mei săraci. M-am săturat să văd cum 33% din populația României e sub pragul sărăciei. M-am săturat să văd cum clivajul dintre bogați și săraci tot crește. Vrem să se poată și în România, cum se poate și în alte țări civilizate. Avem 200 de măsuri concrete pentru viitorul președinte și viitorul guvern. Noi prezentăm românilor ceea ce vrem să facem. Alții încă nu sunt lăsați să candideze. Noi suntem oameni care nu cunosc cuvântul nu se poate. Acum nouă ni se spune nu se poate, nu se poate. România acum 50 de ani construia Transfăgărășanu, făcea infrastructură, acum avem alte posibilități tehnice. George Simion crede în Dumnezeu, în familie, în națiunea română și în libertate. Și George Simion crede că nu mai trebuie să stăm în genunchi în fața celorlalți, obedienți și să așteptăm să primim resturi. O țară bogată merită mai mult.